Bună ziua, domnule Herman Victorov, iată-ne din nou, dumneavoastră din Windsor, ne vorbiți aici la Marcaro Montreal. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și cred că o să ne facem o obișnuință în a discuta, să spunem, săptămânal sau bilunar despre diverse evenimente, despre diverse știri și diverse lucruri care se întâmplă, pentru că trăim într-o perioadă foarte agitată. Ce mai faceți? Cum o duceți? Cum să duc? Cam la vârsta mea, care am trecut pe lângă moarte de două ori anul ăsta, începând de anul trecut, cu foarte puține bucurii din ceea ce văd și aud, cu foarte multă durere și uneori revoltă dintre ceea ce văd și aud. Și mă simt, cum v-am mai spus, parcă ca un Don Quixote sau ca un ultimul mohican. Mă întreb, dar domnule, chiar în halul ăsta, evenimentele care m-au marcat în ultimul timp a fost, în primul rând, evenimentul cu încercarea de a se face figura cu Ardealul, cu Transilvania. În școala de ofițeri de aviație am avut colegi maghiari, care erau niște băieți extraordinari. Toți am plâns în hohote când colegul nostru, Lova Zatila, s-a dus în concediu acasă, a trecut pe la cei care făcuse planurismul și l-au invitat să mai facă un tur cu planorul. El n-a vrut, dar ei au insistat și a zburat și nu i s-a deconectat cablul de la planor și l-a băgat în pământ. A fost un dezastru, un doliu total. Deci ce vreau să spun? Că din vremea aia, în timpul războiului, când unii strigau jandarmii, se tot în Palestina, așa, Loții Shaghi, băiatul arhitectului Shaghi, era prietenul meu. I-am întâlnit din nou pe băieții de la Gheorghieni, Miercuri, Aciuc și așa mai departe, i-am întâlnit la Bicaz. Băieți, veniți, terminați școala profesională și pot să o spun fără niciun fel de exagerare, că au reprezentat coloana vertebrală a montorilor de centrale electrice de la Bicaz. Apoi ne-am întâlnit din nou cu Mezei, cu Gheza, cu Arani, cu Soca, ne-am întâlnit la porțile de fier. Am venit împreună la porțile de fier. N-a existat absolut nici cea mai mică chestiune între noi. Mergeam la petrecerile lor, veneau la petrecerile noastre, la când se însurau, ne duceam când își botezau copiii și mai departe. Apoi, în anul 1900, '89-'90, prima fabrică pe care am pus-o în România, am pus-o la Odorheiu Secuiesc. Fabrica de mașini de capsule de la Odorheiu Secuiesc este cunoscută, recunoscută în toată lumea. Iar oamenii de la Odorheiu Secuiesc care lucrează acolo sunt și ei cunoscuți în toată lumea. Dar s-a întâmplat să avem Vadimul nostru, ei să aibă Vadimul lor, să înceapă să bată între ei ca chiori, formal, că între ei se băcau destul de bine. Și să avem ceea ce avem astăzi. Și nu numai că au pornit români împotriva maghiarilor, nu numai că au pornit maghiari împotriva românilor, au pornit români împotriva românilor și așa mai departe. Și cine a făcut-o asta? Acești politicieni de doi bani, acești năpârci, ei au pornit-o
iar noi suportăm să-și consecințele. Un amic de-al meu, când vorbea despre comunism, spunea: bătrânul Marx, de la care ni se trag nouă toate păcatele, și-a pus palma în cur și a murit. Nu s-a pe noi să suportăm consecințele teoriilor lui. Am înțeles că a existat totuși, de mai multe ori în istorie, regiunea autonomă maghiară. Și în timpul comunismului a existat, nu știu exact în ce ani, probabil că dumneavoastră ați avut ocazia să cunoașteți acest lucru. În timpul comunismului cunosc foarte bine. În timpul comunismului chestiunea era clară și nu se tranșa. Ăștia, ca să nu dea apă la moară, aducea polițiști de la Dorohoi și îi punea polițiști la Odorohoi și îi ia pe de Odorohoi și îi trimitea la Dorohoi. Și se rezolvau treburile. Adică se făcea ce vroia. Pot ca să spun că uneori am așa niște zvâcniri de părere de rău că nu se face treaba. Cum să te apuci? Acum 2 ani de zile s-au împlinit 25 de ani când am pus fabrica de la Odorohoi. O fabrică nouă, ultramodernă, dotată cu mașini unele mari. A venit șeful de la Mitsubishi, care a cumpărat compania mea și așa mai departe, și a făcut, mă rog, o petrecere, o evocare, o așa mai departe. Și oamenii au început să vorbească despre mine. Au pus un ecran de televizor și le-am vorbit la oameni. Nu prea mult le-a spus. Le-a spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să lucrez cu niște oameni atât de minunați ca voi. Într-adevăr, minunat. Oamenii au plâns. Mi-aduc aminte că a venit general manager la mine, era o demonstrație cu maghiarii, cu românii, cu nu știu, cu tare, și a venit la mine și mi-a spus: domnul Victor, vreau să vă spun că de aici, din fabrica asta, sau din familia celor, niciunul n-a fost la demonstrație. S-a rămas cu gura căscată când l-a întrebat: dar de ce nu v-ați dus? Ce avem noi cu trecurile astea? Ce ne interesează pe noi? Sora lui a terminat liceul la Craiova, la Cluj, a găsit un post în Iugoslavia. El mi-a spus, plângând, că a fost tratată oribil, ca pe o țigancă. A suferit o asemenea traumă încât s-a aruncat în Dunăre și s-a sinucis. Și de ce noi trebuie să ne pornim împotriva oamenilor? Chestiunea asta eu am suportat efecte rasiale. Dar aici ăștia n-au suportat nimic. Au fost nenorocirile care s-au întâmplat cu retrocedarea Transilvaniei, când au intrat înapoi în satele românești. Și a băgat baioneta în burta femeii însărcinate. Asta da. Dar nu putem să păstrăm tot pe o perioadă nedefinită această ură. Când după aia s-au căsătorit. Dar ce credeți că ar trebui făcut, de fapt, până la urmă? Da. Ar trebui aruncați la gunoi și ea, și ăștia, și să se pornească pe un început nou, dar nu trebuie nici început, că totul este acolo. Totul este acolo. Ce? I-am văzut, stăteau la masă, cum acum 2 luni de zile, i-am văzut la televizor. Stăteau la masă cu creștini, cu românii, că și ei sunt tot creștini. Și spuneam: noi ne pățăm foarte bine. Dacă avem palenică și carne de porc, și stăm așa cum este, extraordinar. I-am cunoscut oameni minunați, dar și multe javre, cum și la noi sunt. Și acum am să revin la asta. Deci asta este o chestiune. Iar eu, care vorba aia, tatăl meu în războiul balcanic în 1919 a ajuns cu tunul lui până lângă Budapesta. Și acolo a fost rănit în plămâni. Aici
este scrisoarea cu care tata a fost trimis la spitalul doamnei Mareșala Verescu. Dacă mâine, așa cum sunt, în căruțul cu rotile, s-ar pune problema ca să întreprindem o acțiune împotriva celor care nu au fungul lor, a celor care vor să ne ia Transilvania, care vor ca să atingă de acest pământ sfânt. Sunt acolo, mă cor, să fac și eu ceva, să le duc mâncare, să le spăl vasele, să orice. Sunt acolo. Așa, această chestiune este inacceptabilă. Absolut, este total inacceptabilă. Credeți că este posibil ca să mai întâmple așa ceva, să pierdem Transilvania? Să pierdem Transilvania? Nu cred că este posibil, că eu sunt sigur. Că acum nu mai este armata obligatorie și așa mai departe. Nu mai este acest lucru. Dar tinerii care stau în baruri, care fumează, care de fumat fumez și eu, care beau, de băut beau și eu, ăștia, care toți spun că sunt oameni de nimic, și ăștia pleacă la luptă. Și pleacă la luptă și bătrâni care de-abia își iau medicamentele. Nu se cedează. Nu. Da, nu vi se pare că românii au așa o, să spun, o slăbiciune vis-a-vis de problema Transilvaniei cu ungurii, în schimb nu fac mai nimic pentru a regla alte probleme, problema sărăciei, problema copiilor, problema oamenilor în vârstă care n-au pensii sau pensii foarte mici, dar când e vorba despre unguri, să mergem să-i, mă rog, cum spuneți, la luptă. Care e explicația? Chestiunea este în felul următor. Viața pe care o duc românii din alte localități este viața care o duc și acolo. Drepturile care le au românii în alte localități le au și acei de acolo. Bineînțeles, comparativ, situația celor de acolo, dacă îi compar cu ea din Vaslui sau din Telerman, duc o viață mai bună. Păi, din oamenii mei, că mie nu-mi poate să-mi spună cineva povești. E o perioadă de vorba aia, din 90 și până în 2007, am fost acolo de 4 ori pe an. Am adus aici, în Canada, oameni de acolo care au lucrat împreună cu noi. I-am trimis în toate 40 țări ale lumii. Mie nu poate să-mi spună cineva povești. Oamenii de la fabrica mea, de la Câmpina, de acolo, de la Cornu, au plecat oamenii în străinătate. I-a plecat un strudor, un sudor, un sier de mașină operator și mai departe. De acolo n-a plecat niciunul în Ungaria. 90% din noi au căbănuța lor acolo în munte, unde e extraordinar de frumos, și întâlnesc cu toți în weekend, să stau și gătesc, să beau și mănâncă, să joacă și așa mai departe. Ce vrea? Cine dorește? Lucram în București, când am venit în Canada, am lucrat pentru o mare companie. Dominion Engineering și am făcut consulting, turbini și așa mai departe. Iar șeful meu era unul Naghi Alexandru. Și veneam, nu știu de unde, din Alberta sau din... Și eram Naghi, eu stăteam din vorbă. Și el spune, nu ți-am spus, că și părinții mei sunt părinții mei sunt din Ungaria. Eu spun, da, înseamnă că suntem vecini. Sunt din Ungaria de unde? Păi de la Cluj. Și i-am spus, uite care e chestiunea. Tu n-ai trăit la Cluj și așa de departe.
Dar vreau ca să spun că de asta nu prea ai cunoștințe în materie de geografie. Dar vreau ca să spun că Clujul nu este în Ungaria. Clujul este în România. Știa. S-a ridicat și s-a dus pe un alt scaun. Mă gândeam că eram bine plătit și făceam... Mă gândeam, mă duc acum acasă și spun undeva că nu mai pot lucra cu ăsta, în mod sigur. Îi spun nevastă-mi așa, îi spun și bă, nu puteai să o citești. Și ajung, Iana, vreau ca să spun o chestie, uite, așa, și i-am spus asta. Acum vă dai seama că nu mai pot lucra cu el. Și dacă n-ai să lucrezi, dă-o dracului! Ce, nici măcar atâta lucru nu știi că Cluj e România. Da, interesant. Deci se pare că ungurii și la a doua, a treia generație sunt naționaliști, nu? De acum. Dar sunt și deștepți, de pildă Andros Kadar, director general la o mare companie farmaceutică cu care a lucrat. Un vice-prezident, unul Iosif, care a făcut facultatea tot la Cluj și vorbea românește cum vorbim noi. Erau prieteni bune ai mei. Nici măcar nu se punea problema. Oricum, probabil că, adică în mod sigur, dacă vă aduceți aminte evenimentele de la Târgu Mureș din 90, parcă, da, știu. Când au fost violențele alea, au fost niște violențe. Mai departe, știu tot. Adică lucrurile o pot lua și pe o cale mai, mult mai rea. Deocamdată, mă rog, eu zic eu încă ok. Eu nu am. Există toate chestii. Și așa vor exista și oameni, cum au fost când primii care s-au dat cu comuniștii. Atât evrei, foarte mulți unguri, bulgari, din România și români. S-au dat cu ei, dar astea sunt o minoritate. Poporul român, așa cum este în momentul de față, că eu foarte mulți spune, nu, gata, s-a terminat totul. Ce vorbești, băi? Ce vorbești când s-a terminat? Că a apărut Dragnea, că a apărut Ciolacu, că nu știu de unde dracu a apărut ăștia, de ce morman de putreziciune au ieșit acest din răpărci. Că a apărut Madame Dăncilă, că a apărut Nicolae, că a apărut Niculicea, că a apărut Cerban. Ăștia vor fi spulberați. Nu, a pierde Transilvania înseamnă a pierde România, a pierde viața. O lucru ăsta nu se va întâmpla. Absolut nu se va întâmpla. Cu siguranță, nici eu nu cred că mai e posibil, mai ales în integrarea asta europeană. E o lipsă de sens și cred că poate sunt niște reminiscențe naționaliste are politicienilor maghiari, mai exact. Băieții din armata română au să facă exact, au să atârne din nou o pingă acum, au atârnat-o acolo la Budapesta. Sergentul ăla, grozav, dacă ar face treaba asta. Și eu sunt cu... Eu le iau apărarea, vedeți că eu nu vorbesc rău despre ei și așa mai departe. Recunosc toate meritele lor și îi consider români ca și mine. Deci ei au fost considerați în categoria români, maghiari, germani și alte naționalități. Eu toată viața mea în România am fost la categoria alte naționalități. Nu mă deranjează. Deși aveți cetățenia română, adică... În România, acum să nu. Da, sigur. Atunci mi-au dat-o acum înapoi. Da, v-au dat-o înapoi. Dar nici nu mă uit. Da, că, mă rog, asta e altă poveste interesantă, pentru că știu că nu ați vrut să o cereți oficial. Am cerut-o. Am să vă povestesc altă dată. Uh-huh. Adică da. El să-mi dea mie cetățenia română? Vine el să-mi dea mie cetățenia română?
după 20 de ani îngropat în camera rotorului sau pe munți sau pe conducte sau pe... în frig, în gel, în mizerie, în vânt, în... venit cu pericol de moarte. Vine el să-mi dea mie cetățenia română și îmi dă și o compensație de 20 de dolari. Păi du-te, dracule, bă, prăpăditule! Eu când trece unul pe stradă și îl văd că îi dau 50 de dolari. Și vine el să-mi dea. Nu, no, no comment. Nu, nu, nu. Din păcate, sunt multe persoane în situația noastră și nu... Dar se poate treaba asta. Eu am ceva, care am fost, sunt cetățean de onoare, cum v-am mai spus, a orașului în care m-am născut. Și asta pentru mine e. De unde am fost alungat. În 24 de ore a trebuit să punem într-un car cu voi și să plecăm. Dar știi, asta înseamnă că de asta nu iubesc necondiționat România. Eu nu țip cum țipă ăștia. Eu patriotul, eu patriotul. Hai băi, lăsați-vă prostiile astea. Că oricare din monteor era de 10 ori mai patriot ca tine, dar nici nu știa. S-au născut atâția patrioți. Nu mai ai loc de patrioți. Vreau acum să spun foarte clar că prezența acestui individ toxic, acest Radu Moraru, care a venit aici în Canada, în țara noastră de adopție, îi spunem, dar e țara noastră. Noi avem mama țară și Canada țara de adopție. Am fost adoptați datorită faptului că am rămas fără părinți o perioadă. Și am adus aici, uite, în pământul canadian, munca noastră, corectitudinea noastră, cinstea noastră, și, bineînțeles, contribuția noastră la tot ceea ce sunt modificări care s-au făcut. Așa că îmi pot permite cu multele milioane de dolari pe care le-am plătit în taxe, pe auzeam mă și enervau unii care spune, cu atâtea taxe, trebuie să găsim o soluție ca să nu plătim taxe. Pur și simplu mă uitam la el și spune, dar ce-ai nebunit, cum să nu plătești taxe? Cum să nu plătești taxe? Eu am avut tiforul din astea de 1 milion de dolari. Plăteam 500 de mii dolari taxe. Iar restul investeam în companie, puneam acolo. Cu 58 de oameni făceam lucrări de 22-24 de milioane de dolari pe an. În Canada și pe România. Mașinile fabricate în România lucrează în 30 ceva de țări din lume. Made in Romania. Made in Romania. Și plăteați taxe și în România, bănuiesc. Poftim? Plăteați impozit și în România. Dar ce plătea totul până la ultimul cent. A existat vreodată, eu să mă duc să spun că vreau, dar eu nici nu mă ocupam de treabă. Era ordin clar, sfârșitul lunii vreau ca să aud că totul este. Păi cum? Adică nu-ți ajungea. Nu, trebuie să ai mă. O tehnologie care nu există în lume. Acum există. Au copiat-o și taiwanezi și chinezi și... Cât am fost eu acolo, n-au putut să o copieze datorită faptului că în fiecare lună eu veneam cu ceva nou. Adică era o uzură morală. Acum nu se mai face. Îmi pare rău, dar asta e situația. Și vii tu, aici în Canada, adineauri am închis televizorul,
în care spunea că în momentul când se întoarce în România, pe Iohan, nu-i spune Iohannis, îi spune Iohan, cum pe mine, deși mă cheamă Herman, dar aia care vreau ca să mă, să mă insulte că sunt evreu, îmi spune, băi, șmil, măi, iții, nu-mi din astea care... Același lucru, practică. Pe Iohan îl bag în pușcărie, pe Codruța Chioveși o bagă și pe ea în pușcărie, pe Coldea îl bagă și pe el în pușcărie și încă vreo 500. Eu cred că individul ăsta, nu știu, de familie, de unde a fost bolnav de o boală și a rămas cu niște sechele de la spirocheta palidă. Pe toți îi bagă în pușcării. El se duce și anulează alegerile. Nu, dar este absolut din noaptea minții. Anulează alegerile, îl dă jos pe Iohannis și va fi președinte nu al României, mondial. În cea mai mare piesă de teatru farsă, în piesele lui Carlo Goldoni, nu se poate merge. Nu, el probabil că, nu știu, ori e să facă audiență, pentru că ce e amuzant, am observat că el susține că are milioane de mă rog, vizitatori, de telespectatori, cum vreți să-i numiți, însă în statisticile pe care le arată, cifrele sunt complet diferite, mult mai mici. Deci, nu știu, ceva nu e în regulă, asta e clar. Se plânge că canadienii sunt cei care, din diaspora, care nu țin cu el. Eu nu spun noi canadienii, că eu nu pot ca să spun, așa cum nu pot ca să spun Republica Moldova și spun Basarabia. Nu pot să spun Republica Moldova, e clar, pentru că pe mine nu există Republica Moldova. Însă și marele, am mai spus chestia asta, marele poet Pușkin, în opera lui Țiganii, scrie clar, țigani în larmă fără pău prin Basarabia colindă. Așa nu pot ca să spun lucruri care nu pot să le spun. Cum te apuci tu să faci asta? De unde? Nu mai există niciun fel de etică, jurnalism, nu mai există. E în primul rând felul în care se prezintă, este total dezagreabil. Total cu paharul la roșu și unul alb, când bea, când din unul, când din altul, cu ochelarii ia parcă de la micii vorbile. Și ăsta reprezintă jurnalistica românească. Eu cred că nu mai e reprezentativ de mult din fericire. Audiența postului de televiziune și ce are el, mă rog, nu știu ce a mai rămas din postul ăsta, e foarte mică. Și asta nu o spun eu, ci o spun statisticile, Brat o spune, iar, nu știu, faptul că el emite de aici, deja, mă rog, emite între ghilimele, pentru că se face online, e o altă necunoscută. Dar, mă rog, știți cum e... securiștii care vor să-l atace, vor să închidă televiziunea, vrem să-l punem la zid și așa mai departe. Ce să mă... Eu am rămas pur și simplu așa, nu mi-a venit ta crede să-l aud pe postul de televiziune că strigă despre doamna Macron, soția președintelui Franței, unul din prietenii cei mai apropiați ai României. Unul din prietenii cei mai apropiați ai României, Franța.
de strige pedofilă. Eu dacă era după mine, chiar dacă nu câștigam, dar angajam 4 avocați și ceream să fie declarat persoană non grata. Să fie alungat, pus pe o bărcuță dacă nu zboară avioane și lăsat în ocean să-l ducă. Păi cum? Își bate de joc de doamna Merkel, care îi spune Merkel Asparagus. Își bate joc de ea. De tot își bate. Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Națiunilor Unite, toate dosarele care sunt la CIA și nu știu ce, le are acolo, uite așa, doar trebuie să le scoată. Păi băiete, tu hai că înțeleg că sunt oameni care se bată și spun prostii. Sunt oameni care sunt duși cu Pluta și spun prostii. Sunt oameni proști care spun prostii. Dar nici în halul ăsta. Da, absolut, este așa ceva de care te lasă cu gura căscată. Pe mine nu, că eu v-am spus. Ce fel de patriot ești tu, băi? Hai, băi, spune-mi mie o poezie patriotică. Eu spun 20. Hai, băi, spune-mi mie, de câte ori ai vizitat? E că ai reușit în acest regim democratic, ai reușit să-ți faci o televiziune. Pe timpul comuniștilor nu puteai să-ți faci treaba asta. Exista o singură televiziune. Deci ai căpătat acestei drepturi democratice care ar trebui ca să te oblige la ceva, nu? De câte ori a vizitat cimitirul băieților acolo lângă Belu care au căzut la Revoluție? De câte ori? Eu m-am dus acolo și am plâns. Și am scris o strofă pe care, mă rog, a apărut în diferite chestii. E liniște sub glie, dragi eroi, voi ați căzut în zbuciumul furtunii. Fiți fericiți că nu puteți vedea cum țara o devoră căpcăunii. Căpcăunii! Și ăsta vine și își batjocorește țara, batjocorește prietenii României, Germania. Și pe timpul lui Ceaușescu, când au fost inundațiile alea extraordinare în România, nu? Cele mai mari ajutoare au venit din Germania. Eu încă o dată spun, eu ca evreu ar trebui să am ceva împotriva lui. Dar cum să am? Cum să am? Eu am scris un articol sau am când am, da, nu, la un, într-un interviu, a fost vorba despre poetul Radu Gir. Și am spus că eu am o foarte mare apreciere pentru poetul Radu Gir, că atunci când a fost regimul legionar, și toți evrei au fost dați afară din avocatură, doctorii, evrei nu mai aveau drept să consulte bolnavi creștini și așa mai departe, și Radu Gir era ministrul culturii, toți evrei dați afară din toate teatrele. A spus, nu-i putem lăsa pe artiștii evrei să moară de foame. Și a înființat teatrul evreiesc. El a înființat. Și pentru asta, bineînțeles că eu sunt recunoscător. Chiar dacă a scris textele la cânticile legionare pe care astăzi nu valorează doi bani. De mult mai. În afară de asta, păi Radu Gir e un poet remarcabil. Dacă el e un poet remarcabil și mie îmi place Radu Gir, asta înseamnă că ar trebui să nu ar trebui să-mi placă Radu Gir, ar însemna să nu-mi placă nici Octavian Gogol, care a condus un guvern fascist. Să nu-mi placă nici Eminescu, că a scris doina pe care am citit-o necenzurată. Să nu-mi placă nici Nicolae Iorga, nici
Alexandrie, nu mai vorbesc. Păi cum poți? Cum poți? Ce legătură are una cu alta? Atunci înseamnă că nu-mi placă nimic. Cine să-mi placă? Vadim Tudor. Așa este. Este complicat, dar până la urmă, știți, lucrurile se așează într-un fel sau altul și probabil că ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Evident, acum legionarii nu mai au, de mult nu mai au... Nu mai au la cronică chestiune care se poate discuta în momentul de față. Exact. Bine să-l invocă. Îl invocă pe unul Laurentiu Primo, care împreună cu domnul Fincă, sau cum ăsta din Montreal. Da, da, Fincă. Da. Au dat un interviu, domnul Fincă prezentându-se ca președintele Asociația Culturală, sau nu știu ce cu n-avea dreptul. Nu avea dreptul. Putea dea interviu în numele lui personal, nu în numele asociației. Acolo în asociație, poate, dacă sunt 100, poate, mă rog, 2 nu sunt de acord cu ce ar spune. Sau 20, sau 50, sau 90. Unde profund, profund antisemită și legionară. Și acum, într-o emisiune de-a lui, el evocă prietenul meu, Laurențiu Primo. Eu am scris articolul, nu știu dacă l-ați citit. Da, da, da. Așa. Nici nu știu cine, fiindcă nici nu mă interesează. Că e istoric, acum s-a umplut lumea de istoric și de cântare de muzică populară. Mă impresionează cât de puțin. Păi, păstrați-vă puțină decență. Vine din partea unui om bătrân care a făcut ceva pentru țara asta, pentru Canada și pentru România și așa mai departe. Care a avut interviu cu Gorbaciev. Dar eu am stat de vorbă cu mari șefi al Chinei, al Thailandei, al Coreei de Sud, al Rusiei, al... Asta mi-a trebuie să-mi atribui cineva să vreun merit pe chestia asta. Eu nu mi-am atribuit niciun merit. Când v-am spus că mă întrebam cum dracu am ajuns eu aici. Herman Victorov, maestru principal de la Energomontaj. Bâți. Da. Domnul Victorov, îmi pare bine că v-am auzit din nou și sper să permanentizăm aceste dialoguri, pentru că nu numai că sunt interesante, dar cred că dumneavoastră ar fi bine să împărtășiți, să le împărtășiți oamenilor din experiențele dumneavoastră, pentru că ați văzut multe, ați trăit multe, și cred că e important pentru ceilalți să știe și să înțeleagă și să trăiască experiențele dumneavoastră prin ceea ce povestiți. În fața lui Dumnezeu, pot ca să vă spun, nu mă interesează absolut nimic. N-am nevoie de nimic. Nu mă interesează ca să... Nu vreau să mi se vândă brozul în piață. Dar e numai o chestiune care este legată de ceea ce simt eu pentru țara unde m-am născut. Nu am nimic împotrivă de 60 de ani aproape. La noi în casă este un evreu și o creștină. Și ne-am împăcat extraordinar. N-am niciun fel de... Nu mă interesează... N-am nevoie de favoruri, nici nu mă gândesc la treaba. Dar când vezi că ăștia, în momentele astea atât de critice, când se moare. Iar chestiunile astea, că până pe 15 mai, că până pe 23 iunie, nu știu cu tare, sunt baniverne.
Adică sunt chestiuni care oamenii și le pun așa în cap ca să găsească o soluție. Că mâine, astăzi ai ridicat toate restricțiile și mâine îți mor încă 500 odată. Și ce faci? Când ai o asemenea situație, când te gândești, domnule, vara asta va fi o secetă extraordinară, încă o lovitură puternică. Oricând se poate, în această conjunctură, se poate întâmpla și un cutremur de pământ. Oamenii, în loc să se pună împreună, se bat între ei ca chiori. Se bată. Guvernul ăsta, guvern, tot pe guvern. Iohannis nu le-a dat decât 400 de lei la nu știu cine. Iohannis nu le-a dat. Și ăla nu... Și n-au să mărească pensiile cu 40%. Vor să le dea numai 10%. Băi, băieți, dacă chestia asta continue și ferească Dumnezeu, nu-mi doresc, dar modul în care se apare e o chestiune durată. Dar chestia continuă, ai să ajungi cu mâna în fundul sacului și ai să dai și acolo nu mai nimic. Vreau să-i dai 50% din pensie dacă ai să-i dai și pe ea. N-are decât în cazul ăsta guvernul să ia de la noi, de la toți. Să-mi pună mie taxele de 3 ori mai mari, dacă pot, le plătesc, gata, și asta e. Dar să pun împreună, au apărut iar. S-a scăpat de ce Codrin Ștefănescu, cum îl chema, s-a scăpat de doctorul mitralieră, care nu știu dacă ce fel de medicină face, dar dacă e chirurg, ar trebui să fie cineva plecat cu pluta care să-l opereze nebunul ăla. S-a scăpat de Niculicea, adică nu trebuie să scăpa, nu se mai vorbește. Dar au apărut alții. Credeam că ar să apară tineri, dornici, care într-adevăr își iubesc țara, fără să urle că ei sunt patrioți. Am să strâng toți patrioții din lume. Mă așteptam, asta mă așteptam. Să apară tineri care își vrea. Astăzi l-am auzit pe unul, iar este a pus întrebarea. Da, exact chestiunea care i-a spus acum o lună jumate. Ce s-a întâmplat dacă în România rămânea guvernul Dăncilă cu Madame Dan și ăla, cum dracul chema, și ziaristul l-a întrebat pe unul de la PSD și l-a spune, noi am avut la emisiunea lui Mădălina asta care a fost, vă știți, nu? La Realitatea, unde? La Realitatea, acum. Uh-huh. Ea care au condus interviul între Ponta și Iohannis. Dobrovolski, eu cheam. Da, da, da. S-a căsătorit cu un pilot. Mie îmi place foarte mult treaba. Și întreabă, și care ministru bun la ce? La care l-a spune, pe Cuc, la transporturi. Au vrut să ia de n-au putut, n-au mai putut. Păi, ăla mă, era, de altă spune, ăla care a ținut avioanele la sol ca să nu poată veni. Vă dați seama, ministru în guvernul român. Mai bine îl țineați, măi, băieți, pipi. Îi vrea tot la tânăr, cum îl chema primul care a fost. Ponta? Cum? Cine, Ponta? Oh, Ponta. Ponta e un om fără profil. Nu, exact, n-are nicio... Fiecare dată un profil. El e pornit la fel ca și individul ăsta care întreabă tot timpul de donații. Escroiește fiecare discurs în funcție de ceea ce nu vrea să spună sau consideră că îi aduce vreun beneficiu.
și a pornit împotriva lui Iohannis, că atunci când a avut debate-ul cu Iohannis, Iohannis mai că nu i-a dat jos pantalonii, dar că l-a pus pe genunchi și l-a bătut cu cureaua la cur. Cam așa s-a avut. Iar ăsta, cum îl cheamă ăsta, de la Nașu, și el a pornit. El a avut deja, mă rog, 0,2% și trebuia el să iese președinte, este Iohannis. Iar cele 6,5 milioane de români care l-au votat pe Iohannis, nu contează. Vă dați seama cât de aiure acest om? Nu știu eu, ca să amplific noțiunea de prost, de prostie, o exclud pe aia de ticolos, de ticălos, pentru că rămâne numai prost. Că ticăloși, în general, sunt mai deștepți, așa, mai șmecheroși, mai se infiltrează, mai pun mâna pe o carte, mai citesc, mai... Da. Dacă nu știi, dacă n-a citit cartea, îi știi măcar titlul și așa mai departe. Dar proștii nu știu nici atâta lucru. Vă mulțumesc mult, domnul Victorov, și sper să ne auzim săptămâna viitoare și să mai dezbatem, vedem evoluția prietenilor noștri și a politicienilor și revenim aici la Marcaro. Data viitoare când o să ne întâlnim o să stăm pe o poveste, o singură poveste. Acum subiectele sunt atât așa zboară ca niște proiectile de capiușa prin aer. Dar ne vom întâlni pe o poveste. Cu siguranță. Bun. La revedere. Seara bună, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dumneavoastră la fel. La revedere.